Terminăm emisiunea și vă mai arăt o imagine. Îmi pare rău, Corina de Lună, da, la cuvânt. Nu mi l-ați dat. Imaginea de final, mâine are tot timpul, imaginea de final, ca să vedeți că sunt și lucruri frumoase în România. Mihai Mocanu se numește fotograful. E de la o stână, domnul Becali, să știți, cu acești doi copii. E cea mai frumoasă imagine acestei ieri. Absolut extraordinar. Acești doi copii mici cu doi căței, pentru că iarna poate să fie și frumoasă. Cum să nu fie, domnule, dacă trăiește în stână? Urmează știri. Cu... O să fi fost și noastră când erați mic. Urmează știri cu Laura Chiriac. Noi ne vedem mâine. Nu că eu eram patron și de oi. Aveam ce bani. Mulțumesc tare mult. Domnul Becali, puteți să le mulțumiți, să mulțumim pentru prezență. Deci vă mulțumesc pentru contribuția pentru... la emisiune. February 12, 2012, era o zăpadă mare în toată România. La știri se vorbea numai despre calamități și despre România sub zăpadă. Cu toate astea, am lăsat vacarmul orașului și știrile alarmiste și împreună cu un alt fotograf, pe 11 februarie am ieșit 3 zile la o tură foto în zona Moeciu-Peștera. Acolo am dat peste o familie de ciobani care ne-au primit în viața lor timp de 3 zile și mi-au permis să imortalizez câteva cadre memorabile pentru care le mulțumesc. Fotografia iarna pe uliță a strâns peste 20.000 de like-uri într-o singură zi. Vă las în compania fotografiilor și sper să vă bucurați de aceste peisaje minunate surprinse în zona Moeciu-Peștera.